mă rog, în ce fel s-a votat și dacă el este validat până la final. Sigur, acest prim prag arată un interes și pentru referendum, chiar dacă diferența de 1 milion de voturi a alegătorilor care au ales să nu voteze pentru referendum este și ea substanțială. Reprezintă aproape 20% dintre cei care s-au prezentat astăzi la vot, diferența între referendum și europarlamentare. Legat de prezență, aș vrea să subliniez faptul că trendul de la alegerile 2009-2014, când s-a înregistrat o creștere de 14%, probabil că se va respecta și la acest scrutin, deci o creștere încă de 14%, s-ar putea 15%, să se ducă spre 39-40% ca participare de vot la europarlamentare. Este o creștere firească, date fiind condițiile exacte ale tensiunilor politice din România, pentru că această exacerbare a polarizării ideilor, a exprimărilor foarte crâncere, a îndemnurilor spre expresii violente în politica românească, se manifestă și prin această mobilizare mai puternică a votanților, a electoratului în ziua de astăzi. Pragul de prezență la referendum a fost atins, e informația momentului, 30%. Unul dintre cele două criterii a fost îndeplinit. Așadar, este vorba de cel al prezenței. Buletinele trebuie să fie valide în proporție de 25%. Deci acesta este al doilea criteriu care trebuie îndeplinit ca acest referendum să fie validat, doamnă și domnule. Este un lucru pe care îl vom afla doar după ce urnele se închid și se verifică aceste buletine de vot. Vorbeați, domnule Dan Constantin, despre tensiunile de pe scena politică. Eu nu am cum să nu mă gândesc la tensiunile din societate, la felul în care ne uităm strâmb unii la alții, dacă suntem de o parte sau de cealaltă a politicii. Și mă întreb și vă întreb și pe dumneavoastră dacă vă așteptați la tensiuni. Ele n-au existat până în acest moment între alegători, însă odată ce timpul trece, se stă la coadă, în străinătate deja au început să strige mai repede, vă așteptați să vedem scene mai fierbinți pe seară? Pot fi și scene mai fierbinți. Eu îmi doresc foarte tare să nu. Pot fi și scene mai fierbinți. Probabil nu de duritatea celor de la prezidențiale de acum câțiva ani, de la ultimele prezidențiale, când a fost o presiune și o, hai să spunem, chiar o isterie aproape în secțiile de votare în câteva puncte. Dar vorbind despre tensiunile de care aminteai, acest vot cred că este foarte important pentru dezamorsarea unor tensiuni care s-au acumulat imediat după alegerile din 2016. Să nu uităm că au fost atunci mobilizări, mari mișcări de stradă, manifestații aproape non-stop, au fost decizii criticate ale guvernării, au fost modificări legislative. Toate acestea trebuiau să se cuantifice și să se clarifice într-un prim vot. Ori acest prim vot este cel de care se sparg aceste tensiuni. Sigur că s-ar putea ca rezultatul exit poll-urilor să preia aceste tensiuni și răspunderea pentru rezultatele guvernării, dar cred că faptul că avem alegeri arată de fapt superioritatea democrației, pentru că prin vot se pot face schimbările, doar prin vot se pot substanțializa și justifica decizii executive. Ce mă interesează pe mine foarte mult în acest moment este felul în care cei care vor ajunge acolo să ne reprezinte în Parlamentul European vor înțelege cât de important suntem noi toți aceștia. Toți cei care au stat la coadă în România sau în diaspora, toți cei care au dat votul de încredere către o zonă